Începem un... După asta începem. După aia începem. Ca să vă faceți amândoi salut sau uite. Da, mă, da, da, nu ne mai zăpăcim. Începem în 3, 2, 1... Așa ne fac de fiecare dată, ne amenințăm. Salut. Da, domnule, știm, trebuie să spunem salut. E primăvară, da, a venit și în sfârșit și primăvara. Unii dintre noi sunt răciți, adică 50%. Da, 50% dintre noi, da. Așa. Este ziua de primăvară care ne aduce aminte că avem și femei pe lângă noi și în viața de zi cu zi și viața... Da, și ele ne-au pe noi ca să fim foarte egalitariști. Da, 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 ca să nu trecem în partea cealaltă. Urmă, o luăm cu discriminare. Cu discriminare. Așadar, astăzi primul salut, primei, da, așa, da, da, către Raluca de la Timișoara. Colaboratoarea noastră. Da. E un mărțișer verbal. Păi așa, simbolistică, da. Da, simbolistică. Așa, eu am cer scuze că am vocea un pic mai... Bine, n-are sens că vă dați seama că... E de la apă. A, e de la apă, da. Trebuie să mai... Despre cine mai avem noi că mai discutăm? Ah, despre Claudiu. Da, da, da. Despre Claudiu. Claudiu a făcut o nouă sculptură, dragii noștri. Și ce am făcut noi cu sculptura? Păi, știu că la una i-am pus niște păr pe cap, da, 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 vorbeam despre epoca bronzului. Era altă perioadă, da, era altă epocă. Era, era ideea noastră, da. Așa, o să vă punem pe site să o vedeți. Dacă vă place, spuneți-ne câteva cuvinte despre... Încurajați-l și voi pe Claudiu ca să mai facă rost de lemne, să mai să aibă și el la iarna următoare. Da, 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 și nu, e păcat, e păcat de talentul lui. E păcat, este un talent, da, extraordinar. După părerea noastră, sunt niște lucruri ieșite din comun, care toate așa sunt făcute handmade, sunt făcute cu dragoste, din hobby, din pasiune, nu este nici pe departe meseria lui asta. Și nu are caracter comercial. Nu are, sau are caracter comercial. Dacă vrea să o vândă, poate vrea să o vândă, domnule, nu putem noi. Poate nu. Poate să o putem, da, da. Deci dacă vreți să o vedeți și vă exprimați punctul de vedere. Noi știți că rămăsesem în epoca de piatră, parcă. Nu, cu bronzul ăla. Era cu bronzul ăla. Era cu bronzul. Acum ar fi trebuit să trecem la epoca... Cu bilouri, cu alea. Da, 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 da. Ar fi trebuit să trecem la epoca fierului, dar n-am mai găsit minereu. Fiare. Așa, nu mai sunt fiare în România. Le-au furat, le-au furat unii. Le-au furat unii. Așa. Și de aceea facem iarăși o mică pauză până o să ajungem noi să facem... așa o machetă de, da, pentru, da, zona, pentru perioada epocii respective. Așa, așa, avem, avem subiect. Avem subiect, nu e problemă. Da, recunoaștem că de circa o lună de zile, cam așa a durat până când am, de la cealaltă... Cred că un pic mai mult. Un pic mai mult, eu asta vreau să spun, că o lună de zile, dom'le, nu se mai uită nimeni pe pagina noastră de Facebook, suntem vinovați. Păi suntem că, prin... Deci, dragii noștri, ne scuzați, dar... Mai, dacă nu producem nimic, nu produci, nu te caută lumea. Da. Așa. Te deci vă invităm, da, să vă reveniți la noi pe pagină, să nu mai ne ocoliți, că aveți și în continuare postați, da, nici mesaje din astea în privat n-am primit, adică, nu. Da, de așa. Vă, ca și bine, ar fi trebuit să o facem noi un pic mai devreme emisiunea asta ca să putem discuta despre confecționarea mărțișoarelor, dar eu zic că confecționarea mărțișoarelor... Ai prezentat-o anul trecut destul de în detaliu, da, și cine dorește poate să vizioneze emisiunile, că sunt... Am voie să spun, să arăt și eticheta, că oricum nu... Poți să o arăți, oricum nu o citește nimeni. Da, așa. Vorbim întâi și vreau să vă arăt, este un produs, nu este nou, el ca și invenție este mai veche, însă extrem de interesant e este. E vopseaua aia. Vopseaua, da. Deci aia este o vopsea tridimensională. Traducere în limba română, în momentul în care o pui pe o suprafață, rămâne, hai să spunem, în relief. Da. Deci câțiva... 3D, așa îi zice. Adică 3D. Nu se împrăștie, nu se împrăștie, rămâne... Precum, să zicem, pasă din pe peliuță. Ceva de gen. Nu, că în periuță se scurge, ca aia se mai da rețetă. Bine. Dacă e pasta de dinți, direct pe dinți. Direct pe dinți. Adică nu se... Așa. Ce se pot face cu aceste, cu aceste vopsele? N-am adus asta, dar vă promit că data viitoare o să aduc. Se pot înnobila. A zis frumos? Nu știu, depinde, continuă și după aia vedem dacă ai zis frumos. De exemplu, ele se pot folosi și pe materialul textil, și asta este foarte important,
Adică pot să-mi inscripționez un tricou, o șepcuță, da, de, bine, de mână, nu... Da, bineînțeles. Așa. Și se mai pot folosi și pe diverse, hai să zicem, miniaturi de bijuterie, să spunem, de exemplu, că vorbim despre o camee. Și vreau să pun de jur împrejurul ei ca o ramă. Pot să folosesc acest sistem. Are perioada de uscare definitivă 72 de ore. Ea face în contact cu aerul, în termen scurt, câteva minute, face o peliculă, o crustă. Da. Deci în această perioadă scurtă de câteva minute aveți posibilitatea să puneți niște sclipici. Cred că avem pe aici niște sclipici. Nu vă mai arăt, că nu-mi găsesc. Da. E, deci cam asta se poate face cu așa ceva. Se pot inscripționa, repet, în afară de obiectele de, textile. Da. Se mai pot inscripționa și cartonul și plasticul de adere la orice suprafață, cam asta e bine, nu afară de apă, că apa nu are. Păi, apa da. Așa. Apa e apă. Așa, dacă vă vine niște idei, cu drag. Noi căutăm acum o șapcă, o pălărie, și să o arătăm. Pentru că dacă îți spui șapcă, toată lumea începe să zică, bă, ăștia-s comuniști, ăștia vorbesc, știi că era moda cu șepcile pe vremea aia. Hai, lasă, și e bine să evităm, că eu m-am plictisit de juridic. Da, și eu de juridic m-am, de juridic, de, cum se cheamă, de politic m-am plictisit să tot discutăm. Da. E treaba lor să discute. Noi avem acest hobby, nu avem hobby politica. Bun, bineînțeles că ele sunt în mai multe culori, am ales aici, am adus câteva să le vedeți și dumneavoastră, le găsiți ca de obicei pe internet, le puteți achiziționa și respectiv folosi. Atenție, trebuie să amestecate foarte bine, ele au ca la ojă, revenim către persoană. Așa, au în interior o bilă care o ajută la fluidizarea substanței. Omogenizare. Să zice. Omogenizarea, nu corect, nu fluidizarea. Că fluidizarea înseamnă să bagi ceva să se subțieze. Da, da. Cum de exemplu, la sânge ce poți să bagi? Heparină, parcă. Da. Așa. Da, da. Bun, aceasta a fost informația. Dacă aveți ceva făcut și vă cum faceți, vă vine vreo idee, trimiteți, bineînțeles, după ce le cumpărați. Tu mai ai niște tubulețe acolo. Mai am niște tubulețe. Hai să le arătăm întâi și pe asta nu scrie nimic, de-aia am permis să le arăt. Acestea sunt niște tubulețe de vopsele care ar putea fi comparate, și că și asta este important, ca ceea ce produc în final, ca și cu oja. Dacă știți, și fetele cred că știu, una dintre metodele de a vopsi unghiile cât mai, cum să zic, cât mai variat, da. Da? Este următoarea metodă. Într-un vas cu apă se toarnă ojă în diferite picături, se amestecă și dau niște... niște și iese un fel de amestec de degradeuri, se cheamă după ce ți-ai dat cu vaselină pe lângă unghie, bagi mâna direct în apă și oja rămâne pe unghie. Da? Și este o tehnică. Tehnica asta este o tehnică foarte străveche, se numește pictură pe apă din 2 secunde că din ce cunosc eu și din ce am încercat eu să aflu, se pare că este de origine asiatică, ca și pizza, ca și... Da, ca și multe altele. Ca și multe altele. Nu am dovadă, nu pot să vă spun, cert este că se pare că tehnica aceasta se numește ebru și se pare că este dusă la rang de artă, sau ridicată la rang de artă, să zicem așa, de către turci. Eu am aici o reproducere în cutia în care există. Am luat un kit, că asta este important. Aici este între kitul, aceasta nu se folosește. Este o soluție de curățire. Deci cam asta ar fi ceea ce se poate obține. O să vă arăt concret ce se poate obține, că am făcut și noi aceste încercări. Pentru cine se decide să se apuce de treaba asta, trebuie să știți următorul lucru.
Există încă două substanțe care fac parte din acest kit. Acestea sunt. Acesta nu vă arăt ce scrie, că nu. Acesta este un praf care se dizolvă în apă. În vasul în care a spus apă, bine, cantitatea foarte mică, nu trebuie kilograme. Păi depinde ce ai de lucru. Nu are importanța asta. E cantitatea mică pentru că înălțimea apei poate să fie foarte mică pentru că vopselele rămân la suprafață. Da. Și se face, eu am încercat, vă spun sincer, am încercat și cu gelatină de asta din comerț. Nu, trebuie cantitate mult mai mare. Adică apa trebuie să fie un pic viscoasă. A zis bine? A zis bine de data asta. Așa, astfel încât aceste substanțe, aceste vopseluri speciale, să plutească. Ăsta e primul lucru. Al doilea element pe care se folosește este acest praf, care la fel se pune în apă, se dizolvă în apă, și acum în funcție de materialul pe care vei copia vopseaua de pe apă, vopseaua din anterioară, se ține în acest lichid. De exemplu, dacă este hârtie, sunt câteva minute, se scoate, se usucă și se pare că devine un fel de revelator, adică sau un absorbant foarte bun, da. Și absorbe exact așa. Sau dacă este material textil, el trebuie lăsat un pic mai mult în această soluție și la fel pus la uscat, iar apoi când îl pui, absorb sau după. Da, da, da. Se impregnează, da. Am folosit tehnica asta Ebru și iată aici niște încercări. Domnul Andrei, fiți drăguț, ne fotografiați mai de aproape. E foarte aproape, da? Deci aici am folosit tehnica Ebru, materialul este bleu. Materialul de bază, iar stai că mai am, nu apropia foarte tare. Iar pentru asta nu am folosit nicio picătură de soluție, adică n-am tratat pânza înainte. Iată, mai am aici încă un model mai pastelat, ca să zic așa, dacă se poate folosi mai pastelat, îmi dai voie. Așa. Iată ce am făcut, am obținut pe o pânză, pe un... Nu, n-ai spus ceva, că aceste bucăți de pânză sunt material textil, este recuperat. Da. Și noi întotdeauna specificăm lucrul ăsta. Noi cu reciclarea suntem prieteni buni de tot. Suntem după vremea celor 3R. Da. După vremea celor 3R și acum suntem ecologici. Da. Uite, eu am un măr aici, nu știu ce înseamnă, deci că mărul e ecologic. Păi, da, dacă e de la marile magazine, s-ar putea să nu prea. Așa. Deci asta este o dantelă și am furat vopseaua din suprafața după suprafață. Cam așa a arătat. Hai să vă mai arăt câteva modele care sper eu să vă incite ca și coloristică să puteți obține... Da, întrebarea este ce facem cu ele, că noi le obținem. Da, deci uite... E cum asta... ce faci? Poți inclusiv pe o bluză Uite, eu am găsit o altă variantă. Varianta aceasta. Domnule, hai te rog eu frumos, fă mai aproape, dă mai aproape. Hai să vadă lumea că ce am făcut noi. Adică n-am făcut... Adică tu, cine era asta? Nu, tu, că tu mi-ai zis ce să fac și eu am făcut. Da. Așa. Deci asta este făcută prin tehnica Ebru, după care a fost băgată într-o soluție care este un lac. V-am mai zis noi de lacul ăla ecologic, pe care nu-l mai găsesc. Da, nu e nicio problemă că mai am acasă. Și peste care am lipit niște anouri, urmând ca să le decupăm. Da? O să le decupez cât vorbești tu. Așa, da. Așa, că m-am gândit să te lași pe tine tot. Eu am tot trecut, cred. E chestie de respect aici, mi-am dat seama. Începune să fac praf pe la... Uite, eu mă apuc de băut apă și... Vorbeai despre tehnica asta, Ebru, care se practică... În Turcia. Turcii sunt... E bine să spunem câteva lucruri despre Turcia. Da, chiar sunt lucruri interesante. Lucruri pe care, în general... Cel puțin generațiile mai tinere nu le cunosc. Ce știe toată lumea este că noi am avut o treabă cu turcii mai multe sute de ani. Da, și pe chestia asta, nu există un mare drag de nația turcă. Ce trebuie să spunem despre turci? Foarte, foarte pe scurt așa. Ei provin din nord-vestul Anatoliei, a fost un mic califat.
Osman I, de unde le vine și denumirea de Osman II. Acest, să spunem, califat dezvoltându-se și ajungând, asta se întâmpla pe la 1300, ajungând la începutul secolului 17, ca Imperiul Otoman să dețină, o informație pe care n-am știut-o decât de foarte puțin timp, să ajungă la o suprafață de 19,9 km2. Dacă facem socotarea că Europa are aproximativ 10 milioane de kilometri pătrați, e de bine. E de două ori. Da, da, da. Pe unde se întindea Imperiul turc, nordul Africii, tot ce înseamnă Orientul Mijlociu și apropiat, Siria, Irak, o parte de slavă din Iran, nu mai spun din zonele asiatice ale fostei Uniuni Sovietice, în Caucaz, tot ce însemna Balcani, asta la nivelul de dezvoltare maximă. Imperiul ăsta a devenit foarte puternic, sau a devenit o supraputere, odată cu cucerirea Constantinopolului și asta întâmplându-se în 1453 de către Mehmed al II-lea, a cunoscut iarăși o amploare deosebită în timpul celebrului personaj de serial Soliman Magnificul, noi îl știm, mă rog, și care s-a uitat la televizor. Era cu iubire, multă cu iubire, dar avea și politică. Era partea de dragoste. Era cu, da. Dar e bine să amintim. Îi ziceam Suleiman, iarăși foarte, din păcate timpul ne presează. Ce este foarte important, să spunem, este că undeva... Dar nu te grebi. Undeva la decada a treia a secolului 20, a început să se simtă nevoia unei schimbări în tot ce însemna Turcia. Deja Imperiul fusese făcut țândări de către prima conflagrație mondială și a apărut un personaj, eu în general sunt împotriva ideii de personaje mesianice, aha, dar în Turcia a apărut un astfel de personaj, Mustafa Kemal, mai târziu i s-a spus Atatürk. Kemal însemnând perfecțiune, era o poreclă dată de către profesorii lui la Academia Militară, iar Atatürk, datorită faptului că, zicem, a fost întemeietorul Turciei moderne, se numește tatăl turcilor. Printre reformele pe care, după eradicarea sultanatului, da, deci desfințarea modului ăsta de conducere a statului, foarte importante sunt câteva reforme. În primul rând, pe turci, până la 1934, îi chema Mihai, Sergiu, n-aveau nume de familie. Aha. Odată cu introducerea acestei reforme, toți au fost obligați să poarte și nume de familie. Da, da, da. O altă reformă foarte interesantă, eliminarea șariei, adică Cartea Sfântă a Islamismului. A fost abrogată pur și simplu. Deci Turcia a devenit o țară laică. Iarăși un element formidabil de interesant... Stai că aici n-am înțeles. Deci, musulmanii, da, de toate țările, au o carte sfântă, care presupune setul de reguli de comportament musulman. Da. Se numește șaria. Și a desfințat-o, a trecut-o în ilegalitate, să spunem așa. Și a ultima chestie pe care aș vrea să mai spun, este faptul că, tot în 1934, s-a renunțat la alfabetul arab, trecându-se la alfabetul latin și în Turcia, ca o, să spunem, un corolar al reformelor de acest personaj minunat din punct de vedere istoric și cultural, Mustafa Kemal, zis Atatürk. Hai că ai vorbit mult. Am vorbit cât deci, am vorbit. Uite, avem, ne-a adus apă, poți da, să bei? Da, păi telespectatorii voștri și ai noștri știu că emisiunea asta se face în Giurgiu și eu vreau să spun două lucruri. Unul pe care l-am aflat, hai să zic, relativ de curând, un lucru foarte interesant și nu știu de ce n-am știut decât abia acum. Giurgiu are unul dintre monumentele istorice. Da, interesant. Turnucea Sornicului. Deci Turnucea Sornicului n-a avut de la început ceas, că nu era scopul lui, era un scop de supraveghere.
Și bineînțeles că dacă intrați pe paginile pe internet o să vedeți că avea cu totul altă formă, nu contează. Actual, turnul arată așa cum arată, se numește turnul ceasornicului. Ce este însă foarte interesant, el este că a fost construit de turci. Parcă la 1837, așa, dacă nu mă înșel, da. Și ce se întâmplă? În momentul în care turcii ajungeau, Imperiul Otoman, de fapt, da, ca și întindere, ajungeau într-o anumită zonă pe care o considerau stabilă, că au pus bazele acolo, construiau anumite turnuri, aceste tipuri de turnuri de supraveghere. În momentul în care a căzut Imperiul Otoman, marea majoritate a acestor turnuri. Toate în afară cel de la Giurgiu. Deci cel din Giurgiu ca un fel de revoltă împotriva stăpânirii turcești. Da. Și un lucru foarte interesant, și uite că l-am aflat și eu de curând și vi-l spun și dumneavoastră. Și ca să încheiem într-o notă optimist, cum e, dacă îți dau o palmă, auzi câinii din Giurgiu. Da, e o expresie. Este una din explicații, ar fi aceea că turcii care erau mari consumatori de oi, da, iar pe tărâmul mioritic al României creșteau suficient de multe oi, le duceau către Turcia, traversând Dunărea. Locul de trecere fiind Giurgiu, bine, el fiind și în alte părți, nu-i contează, dar la Giurgiu se pare că era marea traversare a oilor. Traversau oile și rămâneau câini. Și rămâneau câini și în felul ăsta, în zona Giurgiului, au existat haite întregi de câini și de-aia se zice că dacă dă una pentru că... Hai că băiatul ăsta ne face semne disperate. Deci face exact cum fac aia la aeroport, aici, gata, opriți-vă, mai la stânga, mai la dreapta. Da, dragule, gata, ne oprim, mulțumim frumos, dragii noștri, vă pupăm. Păi, să ne vedem, doamnelor, cu bine. Doamnelor, încă o dată, la o primăvară minunată, fericită și la vară să fie la fel, dar deocamdată doar atât, da? Da, nu, vreau să mai spun ceva. Am aflat azi dimineață, că există undeva, cred că 15 mai aveți, nu bine, este ziua internațională a bărbatului, dar nu o bagă nimeni. Da. Așa, stai, că eu am uitat să spun, să arăt ce am făcut până la sfârșit. Uite ce frumoase sunt astea. Și bine că nu s-a închis emisiune. Aha. Da? Deci pot să o fac ca un pandantiv, pot să o fac ca o pereche de cercei, da? Gata, hai, pa! Hai. La revedere! Ne mai vedem și data viitoare, da? La revedere! La revedere!